Salutare, dragilor! Iată-ne pe lacul din Văcărești, într-o seară de august 2015, bineînțeles. Să vă arăt puțin apa, locul, stuful, așa în mare cât se poate. Seara, undeva în jurul orei 19:30. Foarte, foarte mișto. Este unul din drumurile de acces. Bă, către capătul bălții. Acela a fost un animal terestru. Ați auzit mai devreme numit om. Fiind în aer liber, să mai vedem ce mai avem pe aici. Plante, mă rog, ce mai e pe aici? Tuf. Pasăre, ce-o fi acolo în vârte. Avem și o semilună vizibilă la ora aceasta. Sper să o vedeți și voi. Ce e o pasăre. Stârv, stârc, stâlc, cum o chema. Ceva. Bineînțeles, o să vă arăt și România. Asta e România, așa se numește. Nu și piciorul meu, doar plastice, pachete de țigări. Ia uite, România. Ia uite, România, iarăși. România, da? Deci, gunoaie, am la marginea locului în care tu ar trebui să stai la apă, să pescuiești sau orice altceva, să faci un grătar liniștit. Soarele nu pot să-l filmez, că o să încercăm cât se va putea să vi-l arăt și vouă. E apus, este unul din locurile de baltă. Ne mai plimbăm puțin pe aici, mai facem un tur așa. Suntem undeva deja spre finalul lui august.